Hermi! Hermi Motanu, ce cauți în satul Motănești? Păi, eu sunt Hermi Motanu cel sărac. Cel Astea sărac? sunt mașinile mele. Astea sunt mașinile mele. Adică cel sărac? Nu am nimica. Aoleu, Hermi, dar cum ai ajuns în situația asta? Mi-am dat toți banii pe dulciuri și nu mai am bani. Dar am sărac. Aoleu, Hermi, și astea sunt mașinile tale? Da. Păi, de unde le-ai luat? Le-ai luat din groapa de gunoi? Da. Aoleu, Hermi, cum ai ajuns în situația asta? Păi și tu acum unde dormi, Hermi? Nu da să de acolo. Hermi, dar cade-te în cuiala de pe pereți, sigur dormi în casa asta. Da, ai sărat cu mine înăuntru. Aoleu, Hermi, uite. Păi, dar ce frig e aici, n-ai nici măcar încălzire. Nu. Hermi, nu spune că asta e mâncarea ta de aici. Ba da. Hermi, brânza asta e mucegăită. Nu. Hermi, nu mânca! Hermi, tu nu vezi care mucegai pia? Tu crezi că asta e bună? Cum să fie bună, Hermi? Brânza asta ai luat-o din gunoi azi dimineață. Tot e bună. Cum? Hermi, nu, nu-i bun. Nu mai mânca așa ceva. Hermi, vrei să ajungi la spital? Au. A, dracula, și mi-am pierdut ghiozdanul și hainele pentru școală. Cum? Ți-ai pierdut ghiozdanul și hainele pe care ți le-am luat? Și penarul și cărțile tot. Da, Hermi, asta e așa. Da. Dacă le-ai pierdut, nu? Le-ai pierdut. Nu, să mai pierzi tu lucruri, Hermi. Nu. Hermi, să mai pierzi tu lucruri. Nu. Uite cum stai acolo. Dracula, mi-e frig. Păi, zic și eu că ți-este frig, că nu-i deloc încălzire în casa asta, nici măcar nu merge curentul. Păi, și ce faci ca să te încălzești? Stai, uite-te la o parte. Așa te încălzești tu? Da, da. La butoi? Da. Auleu. Hermi, sincer, face căldură, dar, Doamne Hermi, cum poți trăi în condițiile astea? Mi-este greu, mi-e foarte greu să trăiesc așa, Draculas. Mă plouă în cap, nu am dulciuri, seara dăm cu șobolanii. Aoleu, săracul Hermi, mi-este așa milă de tine. Ei sunt prietenii mei. Sunt ocupat aici. Șobolanii sunt prietenii tăi? Da. Aoleu, pot să-i văd și eu? Da, uite. Mă uit acum. Prietenii mei șobolanii sunt cam rușinoși. Ești puțin să iau de supat. Bine, ies Hermi și îmi zici tu când iei de supat, da? Bine, bine. Hai, afară. Gata. Poți să intru? Da. Ăștia sunt prietenii tăi? Da. Hermi, dar cum să-ți spun? Sunt niște șobolani murdari, Hermi. Tu cum? De ce stai cu ei? Păi n-am pe altcineva. Aoleu, Hermi. Hermi, dar, Doamne, Hermi cel sărac, cum? Și nu vrei să-ți dau de mâncare? Ba da, ba da. Au, da, păi și tu îmi dai curaj. Păi scapă și tu de șobolanii ăștia, Hermi. Nu, sunt prietenii mei. Sunt prietenii tăi, nu? Stai așa că-i rezolv eu acum. Sunt prietenii tăi, nu? Nu! Sunt prietenii tăi, ia Hermi cu prietenii tăi de aici! Nu! Gata, Hermi, te-am scăpat de ei! Păi, Hermi! Au! Hermi, stai! Hermi, deci nu poți să stai cu șobolanii fiindcă sunt murdari, Hermi! Șobolanii sunt murdari, oricât de sărac ai fi și oricât de foame ți-ar fi, șobolanii sunt murdari! Dar sunt buni de mâncat! Stai, adică tu-i mănânci? Da! Ieși, Hermi! Ieși să nu te mai aud! Au! Hai să-ți căutăm de mâncare, vină încoa, micuțule. Dracula, să-mi iei de mâncare, că n-am mai mâncat de 2 zile. Da, Hermi, normal că ți-au de mâncare, hai cu mine. Hai. Îți iau ce vrei tu de mâncare. Orice vrei tu. Bună ziua, bună ziua, vreau să iau lui Hermi ceva de mâncare. Alegeți, Hermi, orice vrei tu de aici. Stai, mă duc să aduc... Mă duc să aduc coșul. Stai așa, Hermi. Hai. Aduc acum coșul. Trebuie să învârț de el. Așa, Hermi, aduc acum. Stai că, stai așa că trebuie făcut aici. Așa, niște ajustări. Wow! Stai așa că, hai că am adus coșul de cumpărători. Pune în coș, Hermi, tot ce vrei tu să papi. Bine. Vrei să mănânci asta? Da. Bine, Hermi, pune tot. Îți iau tot ce vrei tu. Îmi este milă de tine, Hermi. Cu te bate ploaia în cap, n-ai ce să mănânci. Vampiraș, nu vă este milă de Hermi. Uitați-vă la el, e numai piele și os. Așa, Hermi, pune tot, hai să te ajut să punem în căruț. Așa, tu ții ușa și eu ies cu cumpărăturile, bine, Hermi? Bine. Hai, deschide ușa. Așa. Stai că e cam greu. Acum ies, Hermi, stai așa. Stai, încerc să ies, Hermi, dar nu pot, stai. Doamne, s-a blocat căruțul. Hermi, ajută-mă puțin că s-a blocat căruțul. Stai că te ajut acum. Hermi, nu cu grenada! Hermi! Hermi, nu! Hermi, Doamne! Hermi, ce ai făcut? Tot e ok, a mai rămas o fungă.
O mai rămas o pungă! Hermi, vino cu aici că-ți dau cu ranga! Doamne, cum să bubuiești tot! Gata, Dragula, m-am săturat să fiu sărac. Vreau să fiu și eu bogat, să văd cum e. Să fiu bogat și eu. Hermi, doamne, Hermi, păi și cum putem face treaba asta? Nu știu. O, Hermi, doamne, dar am vrut să-ți dau din mâncare și uite, ai distrus căruțul cu mâncare, Hermi. Tu l-ai distrus și am încercat să te ajut. Tu l-ai distrus, Hermi, nu eu. Ba tu... Au! Bine, eu l-am distrus. Dragule, am intrat dur de mamă motan. Hermi, da, mama motan e plecat în vacanță și o să vină și o să aibă grijă de tine. Doar trebuie să mai reziști câteva zile până vine mama motan din vacanță, bine? Nu pot să rezist atâta. Poți să reziști, Hermi. Sunt convins de tine că poți să reziști. Nu. Ba da, Hermi, poți să reziști. Dracula, mă bate ploaia în cap. Ne-ai urât prietenii. Ai distrus dulciurile. Hermi, dar am făcut-o pentru binele tău. Ba nu! Au! Am bani, poți să iau dulciuri, poți să iau de toate, mașini. Ce s-a uite așa? Hermi? Ce? Am bani, am de toate. Bă, ce se întâmplă aici? Hermi, ce? Tu, bă, dar ce-s cu atâtea mașini și atâta aur? Sunt bogat. Uite câți bani ai! Ai jucării din aur! Ai, uite câte ouă de aur! Ai arme! Uite câte mașini ai! Hermi, ce s-a întâmplat? Sunt bogat. Păi văd că ești bogat. Am câte dulciuri vreau eu, Draculas. Doamne, îmi dai și mie? Nu! Au! Doamne, Hermi, uite, stai pe tron, uite câte mașini ai. Mamă, ai cele mai fain mașini din lume. Da, am vândut toate dulciurile și am făcut bani mulți. Păi văd, Hermi, uite, ai ouă de aur. Ai, uite câte mașini au. Păi nu pune mâna. Nu pun mâna, gata, nu pun mâna, promit. Să nu pui mâna, că tot aurul ăsta e al meu, al lui Hermi Motanu cel bogat. Deci wow. Să nu te atingi de aurul meu. Bine, Hermi, nu mă ating. Dar vreau să iau acest ou. Am luat ou! Am furat ou! Bine, Hermi, promit că nu-ți mai fur nimic. Hermi Motanu cel bogat. Iartă-mă, n-am vrut să fur ou de aur. Dar o să fur această mașină. Fiindcă ai prea multe mașini, Hermi. Vreau și eu o mașină. Nu trage, Hermi, nu trage! Oprește-te! Stai, Hermi! Dar și mie o mașină, că ai prea multe! Nu! Auleu, Hermi, stai! Oprește-te! Auleu, Hermi! Auleu, Hermi, o să explodez! Nu! Draculaș, și de ce îmi place să fiu bogat? De ce, Hermi? De ce îți place? Pentru că pot să cumpăr orice vreau, orice! Hermi, orice. Hermi, ți s-a urcat bogăția la cap, Hermi! Ba nu! Auleu! Hermi, da! Nu te apropia de mine! Bă, Hermi, tu sigur n-ai furat toate chestiile astea de aici, toate mașinile și tot aurul ăsta? Probabil, dar sunt bogat! Hermi! Vine poliția! Hermi, tu ai furat tot ce este aici! Hermi! Ba nu, îi rezolv eu! Îi rezolv! Hermi, a venit poliția! A venit poliția, Hermi, trage-ne-i! Nu! Muri! Da, Hermi! Aoleu, stai că iau și eu o armă din asta de aur! Hermi, trebuie să scăpăm de polițiști! O să folosim aceste arme de aur ca să-i distrugem! Bine, Hermi! Dă, Hermi, trage-ne-i! Așa, Hermi, dă-le! Dă-le, Hermi! Distruge tot! Distruge poliția, Hermi! Așa, Hermi. Acum trebuie să fugim. Hai să luăm unul din elicopterele tale de aur. Nu, sunt ale mele doar. Păi și trebuie să fugim, Hermi. Fug eu, tu rămâi. Cum vreau și eu să vin. Haide, Hermi. Fugi. Hai. Ridică-l sus. Fug. Hermi, l-ai distrus. Auleu. Hai, Dracula Junior. Hai, joacă-te cu mingea. Așa, băiatul, bun băiat, Dracula Junior, ești cel mai bun câine din lume, Dracula Junior, te iubesc! Draculas! Draculasul din mașinile, bogăția, diamantele, unde sunt? Stai, Hermi, despre ce vorbești? Păi am fost bogat și tu m-ai văzut, am avut mașini multe. Hermi, ai adormit și ai visat. Ce? Ai visat, Hermi, nu s-a întâmplat nimic, n-ai deloc aur, diamante și bogății sau ce mai spui tu. Eu am fost aici și m-am jucat cu Dracula Junior, n-am fost nicăieri. Ba nu, ne-a luat poliția, ne-am bătut cu poliția.
Pa nu, Hermi, ai adormit și ai avut un coșmar, Hermi. Eu am fost aici toată ziua și m-am jucat cu câinele nostru, Dracula Junior. Câinele? Na, nu contează. Lasă-l aici. Cum să nu conteze, Hermi? Hermi, ai așa. Avut un coșmar. Țineacă. Ok. Eu am fost bogat. Hermi, tu ești o pisică normală care stai într-o casă normală. N-ai fost niciun bogat. Am fost și sărac. Hermi, ai visat, înțelege? Nu. Ba nu, nu am visat, a fost adevărat. N-am visat. Nu a fost adevărat. Termino! Acesta a fost videoclipul Vampiraș. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe, să dați like și desigur comentarii dacă v-a plăcut acest episod și să nu uitați să vă abonați la canalele din descriere. Vă iubim, Vampiraș, ne vedem în episodul viitor. Salutare, Vampiraș!